Clipe de groază pentru cei care au avut de parcurs drumul înspre sau dinspre localitatea Siret. Nisoare abundentă, viscolită de vântul puternic, care la rafală atingea și viteze de până la 90 de km la oră, a făcut aproape imposibilă deplasarea autoturismelor pe drumul european E85 pe distanța Bălcăuți-Siret, dar și pe 17A Rădăuți-Bălcăuți. Vântul puternic și vizibilitatea redusă, alături de factori ca atenția redusă, lipsa de experiență sau schimbarea cauciucurilor de iarnă cu cele de vară, au fost principalele motive pentru care mulți șoferi au ajuns în afara carosabilului, cu tot cu autoturismele pe care le pilotau. De când stați aici? Cam de o oră și ceva. Cam așa. Ați mai văzut așa ceva în aprilie? În aprilie nu. În mai, da. Utilaje ceva de zi pe zi? Utilaje e cel din față, altceva... N-am văzut, nu, nu, altceva nu. Încearcă să scoată acum pe domnul, dar nu știu, să vedem ce se întâmplă. Fața. Avem o jumătate de oră de când stăm. Ați mai văzut așa ceva în aprilie? Nu, în aprilie nu a fost niciodată, dar eu prins descoperiți, fără pluguri, fără nimic. Dacă treceau plugurile mai des și nu lăsa tirurile să treacă, mașinile mici puteau să treacă. Dar din cauza tirurilor s-au blocat tirurile și au blocat și mașinile mici. Din cauza asta s-a blocat aici la Ratuș. Aici au fost și anul trecut și acum 2 ani, tot așa. Totdeauna e discuția aici cu blocajul ăsta. E prins descoperiți, plugurile zbăgate la naftalină și rămân fără... Este numai un singur plug care merge în deal și în vale. Dacă era 2-3, s-a deblocat drumul. Acolo sunt Suceava, sunt Rădăuți. Asta e. Așa la noi în România. Am 10 minute. Ați mai văzut așa ceva în aprilie? Da, am văzut de astea. Deci nu dă cu nisipul ăsta pe drum. Dar în față și astea ceva înfundat încolo? Sunt mașini răsturnate? Cam de oră. Ați mai văzut așa ceva în aprilie? Da. Da, da, au fost anul trecut. Ce s-a întâmplat? Mașini de zi pe zi, ceva? Da, da. Șoferi panicați, mașini blocate sau răsturnate pe marginea drumului, așa a arătat tabloul descris de cei care s-au încumetat să parcurgă distanța Rădăuți-Siret vineri, cu 2 zile înainte de sărbătoarea floriilor. Autoritățile locale avertizează că zona este închisă traficului auto pe fondul vizibilității scăzute de sub 50 de metri și sfătuiește șoferii să își amâne călătoriile spre zonele menționate.